Șeful Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Gheorghe Lazăr, riscă să nu obțină o notă de trecere la testul privind modul în care înțelege să aplice politica actualului guvern, care se referă la sistemul de învățământ. Atenționarea fermă vine chiar de la șeful PSD Suceava, partid care l-a susținut pentru funcția din fruntea școlilor suceveni. Numai bine ce a reușit să obțină alocarea unui număr semnificativ de microbuze pentru școlile sucevene din mediul rural, președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, a fost nevoit să dreagă o gafă a șefului Inspectoratului Școlar Gheorghe Lazăr. După ce vicepremierul Liviu Dragnea, la întâlnirea cu primarii suceveni, a subliniat unele inițiative pe care guvernul Ponta le va demara pentru susținerea actului educațional, Lazăr a prezentat o informare raport din care reieșea că la nivelul județului Suceava ar trebui închise câteva zeci de școli. Din acest motiv, Nechifor apreciază că șeful școlilor sucevene nu a înțeles în tocmai cum stau lucrurile cu zona educațională din județ. Subiectul legat de închiderea școlilor este tratat doar la nivel local. Doar dacă vreo primărie constată împreună cu cei care trăiesc acolo și care au copii de mers la școală, constată că o școală nu mai are sens să fie dezvoltată. Atât. Deci nu vine inspectorul școlar, nu vine prefectul, nu vin eu să decid dacă vreo școală se închide sau nu. Știu, domnul Lazăr, o să am o discuție punctuală cu el pentru că am sentimentul că n-am înțeles bine despre ce e vorba în zona educației naționale. Dar e a doua oară. Păi a doua oară, a treia oară nu mai apucă. Deci domnul Lazăr nu înțelege politica guvernului actual foarte bine și o să mai explicăm încă o dată. În mai multe rânduri, șeful Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Gheorghe Lazăr, a anunțat că 84 de școli din județ ar putea fi închise în următorii 6 ani din cauza numărului prea mic de elevi. El chiar le-a transmis primarilor că în cele 84 de școli nu se merită să se investească foarte mulți bani, deoarece nu are rost.